Astăzi, la sărbătoarea nașterii Sfântului Ioan Botezătorul și Mănăstirea Bobota și-a sărbătorit hramul de vară. Sfânta liturghie a fost săvârșită de Preasfințitul Părinte Petroniu, în prezența credincioșilor care au venit și în acest an în număr mare. Sfânta liturghie de hram a fost săvârșită de Preasfințitul Părinte Petroniu, episcopul Sălajului. În cadrul slujbei a fost hirotonit un ieromonah pe seama mănăstirii. Cu ajutorul bunului Dumnezeu, ne aflăm aproape ca și în fiecare an la hramul de vară al mănăstirii Bobota. Cu acest prilej binecuvântat am săvârșit Sfânta și Dumnezeiasca liturghie, în cadrul căreia am hirotonit un ieromonah pe Părintele Paisie Lupu, pe seama bisericii acestui așezământ monahal. Să binecuvântăm pe Părintele Stareț, care este și exarhul mănăstirii de pisica noastră, un preot harnic, de asemenea pe noul ieromonah, pe toți pelerinii care vin cu ocazia hramului, precum și cu alte ocazii la această mănăstire, Dumnezeu să aibă de tot în pază. Astăzi mănăstirea Bobota s-a îmbrăcat în haine de sărbătoare, sărbătorindu-l pe ocrotitorul său, pe Sfântul Ioan Botezătorul. Prin binecuvântarea lui Dumnezeu, Preasfințitul Părinte Episcop Petroniu a făcut un dar deosebit mănăstirii noastre, prin hirotonia într-un preot a unuia din vețuitorii mănăstirii noastre. Situată la granița județelor Sălaj și Satu Mare, mănăstirea Bobota a fost înființată în anul 2004, în data de 13 iunie.